Proiectul de regulament supus astăzi spre adoptare introduce elemente de noutate impuse de legislația în vigoare. Astfel, pentru conformarea la noile cerințe, s-a inițiat implementarea sistemului plătește pentru cât arunci în municipiul Sibiu. Plătește pentru cât arunci este un instrument economic introdus de lege prin care se dorește schimbarea comportamentului de colectare a deșeurilor municipale. Printre obligațiile introduse de legislație se numără aprobarea de tarife distincte pentru utilizatorii, atât pentru operatorii, cât și pentru utilizatorii serviciului, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice. De asemenea, sunt prevăzute modalitățile competente în care autoritățile locale pot implementa practic sistemul. Din cele patru metode prevăzute de lege, la Sibiu a fost aleasă o metodă bazată pe frecvența de ridicare și volumul bubelei negre, bubela de deșeu rezidual. Pentru implementarea sistemului au fost realizate investiții constând din bubele, autocompactoare noi, cipuri, sisteme de citire a cipurilor, softul pentru gestionarea sistemului, care va fi pus la dispoziția autorităților publice locale, precum și a cetățenilor, pentru monitorizarea performanțelor sistemului. Iar pentru funcționarea sistemului este propusă noua taxă de salubrizare, care este formată din pachet de servicii de salubrizare de bază, care este un abonament lunar, care include un număr de ridicări ale bubelei negre. Menționăm că majorarea taxei de la 7,89 de lei pe lună la 9,5 lei se datorează introducerii contribuției la economia circulară, precum și a investițiilor care au fost realizate pentru implementarea sistemului. Regularizarea taxei de salubrizare este o plată semestrială bazată pe ridicarea suplimentară a bubelei negre, iar penalizarea se plătește pentru neselectarea deșeurilor sau pentru amestecarea deșeurilor reciclabile cu alte tipuri de deșeuri. Foarte important, ridicarea deșeurilor reciclabile nu se taxează. Costul ridicării pentru plastic, hârtie, carton va fi zero. Avem un studiu de caz, o familie de 3 persoane, o locuință individuală, va primi 4, are deja primite 4 cubele. Pachetul de servicii de salubrizare de bază include 3 ridicări ale cubelei negre, 4 ridicări ale cubelei maro în fiecare lună. Este de menționat că ridicările cubelei negre se pot face oricând în cuprinsul acelei luni. Cubela galbenă se colectează de 2 ori pe lună, iar cea albastră o dată. Pentru această familie, valoarea PSSB lunar este de 28,5 lei. Regularizarea, dacă am luat în calcul o ridicare suplimentară pentru timp de 6 luni, ar însemna un cost suplimentar de 18 lei pentru acea familie pe semestru. Penalizarea, în acest caz concret, nu s-ar ridica cubela maro, galbenă sau albastră cu deșeuri în amestec, iar refuzul de a selecta se poate taxa cu 6 lei pentru fiecare cubelă contaminată, care conține alt deșeu decât ce trebuie să se aplice. Studiu de caz, o familie de 3 persoane de la un bloc de locuințe. Considerăm o platformă publică la care s-au alocat 380 de locatari într-un număr total de 135 de apartamente. S-a determinat numărul de containere care trebuie să se afle pe platforma respectivă. În acest caz a rezultat un container de rezidual și containerele de biodegradabil și de reciclabil. La aceste containere se adaugă un container suplimentar de rezidual care va fi inscripționat cu autocolant, care va atenționa că acest container generează costuri suplimentare. Pachetul de servicii de salubrizare de bază este calculat pentru ridicarea containerului negru o dată la 2 zile. Practic, o familie de 3 persoane de la bloc plătește la fel ca una de 3 persoane de la casă, 28,5 lei pe lună. Regularizarea, în acest caz, la fiecare ridicare suplimentară a containerului de rezidual, se va plăti un cost de 28 de lei pe container. Dacă considerăm că ar putea fi 10 ridicări suplimentare într-o lună pentru acest tip de platformă,
o persoană ar ajunge să plătească 4,42 de lei pe semestru pentru aceste ridicări suplimentare. Penalizarea se aplică atunci când deșeurile din containerele maro, galben sau albastru sunt în amestec și se calculează un cost suplimentar de 56 de lei pe container. Dacă toate containerele ar fi contaminate la fiecare ridicare din luna respectivă, o persoană ar ajunge să plătească 17,68 de lei pe semestru pentru penalizare. Înseamnă că, în medie, o persoană ar putea plăti suplimentar, dacă nu colectează corect, până peste 20 de lei pe semestru plată suplimentară. Trebuie menționat că fiecare platformă publică va fi închisă, iar cetățenii arondați vor primi card sau cheie în funcție de sistemul de închidere ce va fi realizat. Pentru a le oferi cetățenilor din blocurile de locuințe posibilitatea de a nu fi penalizați pentru lipsa de implicare civică a vecinilor, se propune inițierea programului Reciclează Activ. Astfel, cetățenii care depun la unul din aceste centre orice cantitate de deșeu reciclabil, hârtie, carton, plastic, pot fi scoși de la regularizare și penalizare de la platforma aferentă. Astfel, prin prezentarea oricărui document prin care în fiecare lună a predat deșeuri reciclabile, va plăti doar pachetul de servicii de bază. Calendarul de implementare al sistemului este următorul. De la 1 iunie intră în vigoare taxa de 9,5 lei pe lună. În perioada iunie-septembrie 2019 se va desfășura o amplă campanie de informare și conștientizare. Din luna iulie până în decembrie 2019 se va derula programul simulat, fără a se aplica regularizări sau penalizări, ci doar se vor informa cetățenii cât ar fi trebuit să plătească dacă sistemul ar fi fost în vigoare. Din 30 septembrie se lansează aplicația pentru mobil de vizualizare a sistemului, iar de la 1 ianuarie 2020 începe aplicarea sistemului conform regulamentului. Campania de informare se va derula sub sloganul Și în gunoi sunt supereroi și are ca scop conștientizarea publicului cu privire la necesitatea colectării selective, precum și la ușurarea asocierii culorilor cu tipurile de deșeuri care trebuie colectate. De asemenea, fiecare locuință din Sibiu va primi o broșură cu detalii privind sistemul, tipurile de deșeuri ce trebuie selectate, calendarul ridicării deșeurilor și costurile aferente pentru serviciile de selectare. Vamos começar.